Începem vlog nou. Astăzi este miercuri și am luat o pauză că nu știu ce dată. 24 august, deci este sfârșit de august, sfârșit de vară. Nu știu când o să vedeți voi clipul, că mai am vreo câteva vloguri. Stați să închid geamul, stați. Nu înțeleg de ce mereu trebuie să fie gălăgie atunci când vreau să filmez și eu. Mă vedeți așa aranjată, bine, îmi cunoașteți machiajul, cred, nu și rujul, din clipul cu Hall Sensei, dar... Ryan Hall, mă rog, mă scuzați guma, dar am luat una pentru că acum și plecăm, cred că ați văzut deja din titlu, mergem la acolo unde cântă racii. Știu că mi-ați recomandat voi pe Instagram să citesc mai întâi cartea și apoi filmul, dar eu am foarte multe cărți și nu cred că o să ajungă anul ăsta la ea, voiam cei drept să o cumpăr și să o citesc, dar am spus că de ce să-mi stric eu planurile, doar pentru că am ambiția asta nebună, plus că am foarte multe cărți bune și... nu aș vrea să-mi o cumpăr pe aia momentan și până o să o citesc eu, filmul nu o să mai fie la cinema și mi-aș dori foarte mult să-l văd la cinema, ci că s-a plâns. Eu, dacă mă credeți, deși am auzit foarte multe despre acolo unde se cântă racii, nici măcar nu știu despre ce e vorba. Și vă ziceam că mergem la film, dar de fapt trebuia să mergem mâine, joi. Astăzi am filmat clip, am avut treburi din astea youtuberistice. Și ne-am hotărât foarte spontan pentru că voiam să mergem musai cu ai mei frați. Nu am fost niciodată toți patru la cinema, deși am tot plănuit, nu ne-a ieșit niciodată și am vrut să mergem cu ei mâine, doar că ei mâine nu sunt în oraș. Așadar, să vă știți ceva, haideți să mergem astăzi. M-am hotărât foarte spontan pentru că abia am aflat și eu că încă sunt acasă și mergem la 8 fără 20, acum este în jur de 6 și 10. Și ne-am aranjat și noi puțin și ne pregătim acum să plecăm pentru că venim să mergem să-i luăm de acasă, după care mergem la film, dar înainte de asta mergem și până la Kaufland să vă zic ce facem noi. Pentru că popcornul celor de la cinema e extrem de prost, nachos e așa și așa, tot ce îmi place mie de la cinema sunt sosurile de brânză, nouă de fapt, că și iubitul meu. Și ne-am hotărât să ne luăm mâncare la noi. Știu că nu ai voie în cinema, dar cred că nu ai voie din cauza că trebuie, din cauza faptului că trebuie să-ți cumperi de acolo sau ca să nu faci mizerie. Ei bine, noi nu suntem porci. Noi strângem după noi oricând, oricum și așa că o să ne luăm mâncare. Știu că n-ai voie să te vadă cu ea, nu e nimic, o să o țin în geantă, nu ne luăm foarte multă, ne luăm tot nachos și din astea și sucuri sau apă, dar vrem să ne luăm noi pentru că e și mai bine la preț, plus că ne luăm ceea ce ne place. Mie îmi place când mă uit la un film să mănânc ce-mi place și am zis că filmul ăsta e și foarte lung și abia știu să văd despre ce-i vorba, ci că se plânge foarte mult la el și dacă e lung, ai nevoie să și mănânci. Bine, dacă plângi, nu știu cât de bine merge cu mâncatul, dar vedem că nu-i musai să mă emoționeze și pe mine la fel de tare. Am auzit păreri pro și contra, majoritatea pro și mi-a fost recomandată cartea asta numai de câte ori mi-a fost recomandată de voi, deci efectiv de 10, dacă nu chiar sute de ori, Nica citește carte, citește carte, știu, o să o citesc, o să ajung la ea, promit, cel mai probabil anul viitor, pentru că anul ăsta am foarte multe cărți în bibliotecă, foarte multe cărți bune, pe care vreau să le citesc, plus că stau foarte bine cu cărțile, mai am vreo 12 de citit anul ăsta ca să ajung la 40, numărul care mă interesează pe mine în mod deosebit, dacă o să fie în plus, nu e nicio problemă, și da, asta am vrut să vă pun la curent, și dacă nu o să filmez suficient astăzi, cu siguranță o să mai filmez și mâine. Ce voiam să vă zic e că am fost la cinema prin iulie și ne-au dat niște bilete care sunt disponibile până pe 31 august. Deci acușica, de luni până joi, n-am înțeles de ce de luni până joi, cred că vineri, sâmbătă și duminică au foarte multă vânzare, în care plătești un singur bilet. Adică eu merg cu al meu soț, de exemplu, și în loc de 50 de lei, că trebuie să dăm pe două bilete, dăm 25. Frații mei fiind elevi, în loc să dea 18 lei, parcă atât ai la elevi de o persoană, dau 18 lei împreună și mi se pare un preț foarte, foarte bun. Și dacă mai facem și cu mâncarea cum ne dorim noi, mi s-ar părea foarte ok. Și ca îmbrăcăminte mi-am luat acest maiot tricou pe care mi l-a adus al meu soț de zilele trecute, pe 22, deci alaltăieri. Am făcut 4 ani și 4 luni, v-am spus, de... relație și a venit el seara de la muncă pentru că l-am trimis până la Lidl să iau un unt și știa că vreau maieul ăsta de ceva timp, e din Lidl, nu știu, nu mai știu exact cât a fost, îl voiam, dar nu eram convinsă, că am zis, hai, lasă, nu mai dau bani, că am haine și eu mai iau mai mult pentru sport, dar îmi place foarte mult, vine așa strâns cumva și dă senzația de talie mai micuță, sper să vedeți voi acolo și este și opac, adică nu ai nevoie de sutien, îmi place așa, vine până în talie și mi-a spus, uite ce ți-am luat, că nu știam ce să-ți iau și mi s-a părut foarte drăguț și am zis să vi-l arăt și vouă. Și, bineînțeles, și o fustă. Am fustă asta, dar o să filmez eu cel mai bine la oglindă, că Ginger vrea să vină și ea. Haide să salutăm oamenii. Stați că pe Ginger nu prea v-am mai arătat-o. Bună. Da, nici nu stă de ea, nici nu prea vă arăt.
Și da, cam asta, o să mergem la film. Dacă ține destul de mult, o să se termine destul de târziu. Acolo nu vă filmez, pentru că eu nu sunt genul care să iau cadre din cinema. Pur și simplu nu e genul meu. Dacă nu ai voie, nu ai voie. Și nici cu mâncare nu ai voie, dar... O să facem o excepție de data asta, pe motiv nu că musa ar fi mâncarea scumpă, deși este extrem de scumpă, ci, sincer, mai bine mi-ar da gratis mâncarea decât biletele la film, dar nu e musa că e foarte scumpă, cât e foarte proastă, adică cel puțin popcornul niciodată nu l-am prins bun și l-am prins mereu cu un kilogram de sare, nu înțeleg de ce. Eu, în general, mănânc popcornul nesărat, făcut acasă, deci 100% făcut de mine și dacă tot mergem la film, să mâncăm ceea ce ne place, dacă vrem să fie un film bun. De multe ori am fost la filme, la cinema și trebuie să recunosc doar din cauza faptului că mâncarea a fost proastă sau pur și simplu nu mi-a ajuns băutura, efectiv mi s-a uscat gâtul. Am stat așa, ca cu un ghimbe și mie nu-mi place, pentru că, bine, nu acum nu-i musai, asta e strict de la american luată cu trebuie musai să mănânci dacă te uiți la ceva, nu e un must, dar e drăguț. Stați puțin să trag jaluzelele mai mult, că mi se pare mie că mi-i vedeți un pic întunecată. Gata. Și cam așa mă prezint, ne pregătim și noi și mergem să-i luăm pe ai mei frați. Sunt foarte fericită că mergem toți patru. Cu iubitul meu merge foarte multe ori la film, dar toți patru nu am apucat niciodată și am zis dacă e și oferta asta acum, ar fi păcat să nu mergem. Sper că vă place al meu machiaj, al meu outfit. Ne vedem la oglindă înainte să plecăm și după să vedem ce mai facem. Ce credeți? Iar n-am mai vorbit cu voi de zile bune, de miercuri, de când am fost la cinema. Nu v-am povestit, nu v-am pus la curent, nu nimic. V-am așezat acum pe trepied, doar că camera nu este prinsă pe trepied, este pur și simplu pusă așa, de sine stătătoare. Adică dacă Ginger o să se mai joace mult, cu siguranță o să-mi dea camera jos. Cum nu e prima oară, sunt obișnuită, mi-a mai dat camera jos fix când am venit de la cinema miercuri, dar, ca să o iau într-o ordine cronologică să vă povestesc, dar mai întâi voiam să vi-l arăt pe Marcelino, care zice el că i-a fost dor de voi, deși a fost obraznic zilele astea până peste măsură, dar el este somnoros. Haideți că așez puțin mai bine ca să mă asigur că nu o să cadă camera, după care discutăm. Haideți că am luat camera în mână până la urmă, mi s-a părut cel mai bun lucru. Am zis că astăzi este sâmbătă și am zis că haideți să mă machiez, că oricum trebuie să filmez clipul cu cărți care trebuie să intre ca bonus mâine și după să vorbesc cu voi ca să nu vin cu fața asta prin decoșuri. Și am fost după ceva în genul, dar de ce să arăt eu mereu ca și cum așa m-am trezit dimineața, când eu așa mă trezesc de cele mai multe ori dimineața, mai ales înainte de perioada aceea lunii și mai ales când se schimbă sezonul. V-am mai spus eu că am probleme toamna și primăvara. Plus că fiind vloguri îmi permit să apar și așa în fața voastră, pentru că asta e realitatea până la urma urmei. Acesta este truschinul meu de la ora actuală. Bun, miercuri am fost la cinema. Nu am putut să vă filmez foarte mult. Eu oricum nu filmez în general înăuntru. Ați văzut că am luat multe lucruri de la Kaufland, i-am luat pe frații mei, după care ne-am distrat foarte zgomotos în parcare.
Încercând să îndesăm toate chipsurile și toate porcările pe care le-am luat în ghiozdane și în genți și în borsetele pe care le aveam, am trecut de pază, ca să zic așa, glumesc, pentru că oricum nu se întâmplă absolut nimic. Am mâncat acolo, nu am făcut gălăgie, sala a fost relativ plină. Despre film, mi-a plăcut filmul atât de mult încât mi-am comandat cartea seară. Am văzut că erau reduceri pe Bookzone și mi-am luat cartea, mi-am luat două cărți, Acolo unde cântă racii, și încă o carte, dar o să le vedeți, pentru că mi-a plăcut mult prea mult și am rezonat extrem de tare cu personajul principal. Chiar vorbeam aici pe YouTube cu Denisa Nicolae că a fost actrița extrem de bine aleasă, ea a citit și cartea, eu nu, și multă lume zice că în carte sunt mai multe detalii și asta vreau să văd și eu, că este o carte excepțională. Despre film eu nu vreau să vă povestesc nimic ceea ce se întâmplă, pentru că am văzut că oricum e foarte mare nebunie în YouTube, pe YouTube, că toată lumea a fost la filmul ăsta și toată lumea povestește despre ce e vorba, plus că am văzut că majoritatea dintre voi ați citit cartea pentru că mi-ați recomandat-o de zeci de ori, așadar nu intru în detalii, dar vreau să spun că în primele câteva minute efectiv mi-au țâșnit lacrimile din ochi, fără să vreau. Am avut, cred că, norocul, dar și ghinionul de a merge cu frații mei, care sunt două dintre cele mai amuzante persoane pe care le cunosc și fiind și băieței încă, nu sunt nici extrem de sensibil sau să rezoneze în mod deosebit cu anumite lucruri, deși le-a plăcut filmul, dar m-au făcut pe aia locuri să râd cu diverse lucruri și pot să spun că acest lucru mi-a prins cât de cât bine, că cred că dacă eram singură sau doar cu iubitul meu, plângeam de la început până la sfârșit. Dar așa, în schimb, cred că știți despre ce este vorba, este vorba despre Kia sau Kaya, o fată care, din cauza faptului că familia ei s-a destrămat de mică, din cauza unui tatăl alcoolic, o să vedeți povestea sau dacă ați citit știți deja că practic este povestire și din trecut și din prezent, dar filmul se deschide foarte brusc cu o crimă a lui Chase Andrew, cred că așa îl chemam, un băiat foarte popular de lângă un orășel de lângă Mlaștină și este suspectată de crimă fata Mlaștinii, această Kaya, care locuia singură. Da, și lui Marcel nu-i plac foarte mult poveștile mele. Doamne! Este suspectată de crimă și modul în care ea este ajutată, iar în paralel descrie foarte mult fauna și vegetația Mlaștinii respective. Avem și o poveste de dragoste, avem și diferența asta între albi și negri, pentru că Kaya era prietenă cu săltărețul care făcea parte dintr-o familie de negri, un domn căsătorit cu o doamnă care au ajutat-o foarte mult și avem foarte multe planuri. Mi-a plăcut și povestea de iubire dintre ea și Tate, un băiat care învață să scrie și să citească. Mi-a plăcut modul în care s-a descurcat singură și dacă vreți să vedeți filmul, eu vi-l recomand din suflet, pentru că o să vedeți exact cine a făcut crima. Trebuie să recunosc că eu m-am prins la un moment dat și m-am prins de la un citat. Probabil o să vă povestesc mai mult de film când o să fac favoritele vere, pentru că cu siguranță intră acolo, așa că nu vreau să intru în detalii, dar un film cu un puternic mesaj emoțional care m-a atins până în măduva oaselor și cred că e cel mai bun film pe care l-am văzut eu anul ăsta. Le-a plăcut și fraților mei, care v-am spus, deși sunt copii și nu prea sunt ei genul. I-a plăcut și soțului, care nici eu nu prea e genul de film dramă și așa mai departe, dar să știți că a avut și accente polițiște. Iubitul meu a zis că la final i-ar fi plăcut mai mult să vadă cum s-a produs exact crima, pentru că da, i-a fost vorba despre o crimă, Chase Andrew a fost omorât și nu știm cum, pentru că nu s-au dat detalii, doar ni s-a spus subtil cine l-a omorât și cel mai bine o să vedeți voi acolo ce legătură a avut Kaya cu Chase și dacă ea l-a omorât sau dacă l-a omorât altcineva și din ce motiv. Una peste alta, nu știu, m-a cutremurat de-a dreptul și au fost multe secvențe la care am plâns. După care ne-am întors acasă, eu cutremurată fiind în continuare de film. Uitați ce face Marcelina. Deci, efectiv, nu știu pe unde umblă de are picioarele astea, că ieri am făcut curățenie în general și am dat cu mopul și aș vrea tare mult să înțeleg de unde ia mizeria asta. Una peste alta ne-am întors acasă, Ginger a avut grijă să-mi tragă de firul acesta al camerei și mi-a tras camera jos și mi-a ciobit-o în mai multe locuri, s-au dus și setările, a trebuit să-i fac setări din nou, uitați-l pe micuț aici, da. A trebuit să-i fac setările din nou și asta a fost cu miercuri. Joi a fost printre cele mai leneșe zile din viața mea. Se vede că urmează să-mi vină acea perioadă a lunii, pentru că vreau să zic că energia mea din zilele astea e lasă de dorit, grav, grav de tot. Și practic joi ce am făcut a fost să mă trezesc,
să fac niște wafe. V-am filmat rețeta, cele mai bune wafe. Am mâncat 4 una după alta, deci enorm. Oricum, câți carbohidrați și câtă făină am mâncat zilele astea, nu pot să vă descriu în cuvinte. Dar așa sunt eu înainte de perioada aceea lunii. O să mă revanșez eu către corpul meu în perioadele imediat următoare. Da, măi. Și ziua aceea, după ce am făcut wafe, ne-am uitat la manifest, care mă plictisește groaznic și încerc încă să, nu știu, încerc să-mi păstrez calmul și să termin măcar primul, să ne păstrăm, de fapt, ca și iubitul meu, și să terminăm măcar primul sezon. După care, efectiv, am dormit toată după amiaza, timp în care al meu soț a gătit, a făcut pui cu smântână, a făcut foarte mulți langoși din care am mâncat zile la rând. Și am mâncat extrem de mult, iar seara am ieșit la o plimbare, cred că cam asta, a făcut și ceva șnițel vienesc foarte bun. Iar ieri a fost vineri, ne-am ocupat toată treaba pentru că ne-am ocupat toată ziua cu treabă, pentru că iubitul meu a fost liber și am făcut curățenie generală again în toată casa, pentru că având pisici se murdărește imediat. Chiar mă gândeam că cred că prin decembrie, când se face un an de când am luat-o pe Ginger și până atunci o să sterilizez și pe acest micuț care doarme aici. Mai mult ca sigur vreau să fac un clip despre viața cu pisici, pentru că e foarte amuzant, am multe lucruri mai puțin pozitive care nu se spun în clipurile de pe YouTube, pe care vreau să vi le spun, dar bineînțeles și momentele care merită tot efortul. Și ieri, după ce am terminat cu curățenia, pe după amiază a venit și bunica mea de la Câmpul Lung, a venit în sfârșit la noi în oraș, n-a mai fost de ani de zile și a fost mai întâi pe la fratele meu cel mare care este căsătorit, apoi fratele meu a dus-o la mine și apoi eu am dus-o și la mama acasă și efectiv a fost o zi foarte nebună, ca să zic așa. După care, spre seară, când am dus-o, am stat ceva timp la ei mei, apoi ne-am întors acasă, iar eu am citit până pe la 3 dimineața, că am terminat în pat cu regele și m-am apucat de... se numea Sarah. Cam asta au fost zilele acestea, iar astăzi m-am trezit foarte târziu, pentru că m-am culcat târziu, ce să vedeți, și până acum pot să zic că am mâncat și mai mult mi-am pierdut timpul, pentru că m-am trezit așa cu oarecare durere de cap și un fel de rău. Și spre seară o să mergem puțin la familia iubitului meu ca să o ducem și pe bunica să-i cunoască, că încă nu s-au cunoscut și avem mai multe treburi oricum de rezolvat și cam asta pe astăzi și cred că astăzi o să închei și vlogul, cel mai probabil după ce vorbesc aici cu voi. Am vrut foarte mult să deschid camera să vorbesc despre film pentru că știu că nu v-am mai povestit și chiar dacă nu v-am arătat foarte multe vloguri, foarte multe imagini în vlogul acesta și nu v-am arătat foarte multe lucruri, vreau să fac clipuri în primul rând mai scurte. În al doilea rând am vrut să ne concentrăm foarte mult pe filmul acolo unde cântă Rache, pentru că merită din plin, vă zic sincer. Și bineînțeles să ne concentrăm puțin și pe rețeta aceea de wafe, despre care nu am vorbit, dar v-am filmat-o și vă recomand din suflet pentru că se face foarte rapid. Doamne, cât de bune sunt! Vă recomand să puneți un pic mai multă miere de albine, dacă nu le mâncați cu Nutella, ca să fie ceva mai dulci. Dar în schimb, untul ăla, doamne, ceva de nedescris. Deci ăsta doarme aici, n-are nicio treabă. Ieri a stat la bunica și a dormit în brațe ca un bebeluș. Ginger n-a vrut, efectiv, deloc. Sunt personalități diametral opuse. Ginger n-a vrut deloc să aibă tangențe cu a mea bunică. Din păcate, deși bunica mea, vreau să spun că are 2 pisici și v-am mai filmat eu și e iubitoare mărăită de animale, dar nu a vrut și nu pot să o forțez. Până la urma urmei, singura persoană la care stă mereu, de efectiv aproape mereu, de fapt, sunt eu, la soț când și când, și mai am unul dintre frați la el mai stă, dar Ginger e foarte urăcioasă, ca să zic așa, ăsta doarme oriunde, oricând, adică uitați-vă la el, stă toată ziua să-l port prin casă. Una peste alta, ca să mai vorbim și lucruri aleatorii, vom să vă întreb dacă ați încercat vreodată K18-ul acela, tratamentul acela micuț pentru păr, dacă urmăriți pe Andreea Pletoianu, singur l-ați văzut la ea și n-am tot văzut ridicat în stele, ca să zic așa, ridicat în slăv peste tot prin online și că ar fi foarte bun, mai ales pentru părul uscat, părul frizzy, părul subțire, și vreau să vă întreb pe voi dacă aveți vreo experiență. Aș vrea și eu să mi-l cumpăr, deși este o poală de bani și mi se face rău când mă gândesc că aș putea da atât de mulți bani pe un produs atât de mic, dar mă gândesc că eu am o cantitate mică de păr, deci ar veni o cantitate mică de produs, deci m-ar ajunge ceva timp, dar măcar să-l încerc, parcă l-aș lua, pentru că aș vrea să... am rămas fără spuma mea cu keratina de la milkshake și parcă n-aș mai recumpăra-o pe aceea și simt lipsa unui leave-in sau unei creme sau a ceva mai puternic decât masca pe care o am în prezent, care nu e super bună. O să vă arăt eu un empties, mă mușcă de deget, efectiv, doamne, deci nu înțeleg cum poate să muște atât de tare un pisic atât de mic. Deci nu înțeleg cum, spune, cum. El nu știe prea mult, el e doar mic. Da, și cum stăteam eu pe Facebook, ca un om normal,
Na, eu mai stau foarte rar, dar mai stau și pe Facebook, mai dau share-uri la diverse meme-uri la care râd singură. Am găsit acest anunț de la Digi24 și m-am enervat destul de tare citind comentariile. Anunțul spune cam așa: bărbații vor avea concediu prenatal la nașterea fiecărui copil, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și mi-am dat seama că am făcut legătura cu ceva ce zicea Alexandra Iosif, care a făcut un clip pe TikTok despre faptul că noi femeile, fetele, trebuie să mergem de la o anumită vârstă la ginecolog și erau femei acolo care spuneau că n-a fost niciodată, că e pierdere de bani și nici nu o să se ducă niciodată. Da, cum a spus și ea, e păcat că suntem femei și suntem atât de needucate. Și ca să reiau legătura dintre ceea ce a zis Andreea Iosif atunci despre femei și ceea ce am găsit eu acum în comentarii, este că femeile nu, efectiv, multe dintre femei, nu știu, aș vrea să mă scuz pe cele, pentru ceea ce zic acum, dar n-ar trebui să se reproducă pe planeta asta sau înainte să dea o face să se trateze grav. Pentru că am văzut fel și fel de comentarii, cum ar fi de ce să stea bărbații acasă, alăptează și ei cumva, că ei stau acasă. Multe femei frustrate care n-au avut grijă să-și aleagă un partener ca lumea, că de ce să stea bărbații acasă ca să se refacă după băută sau după jocuri și oricum să nu facă absolut nimic. Adică îmi dau seama de calitatea vieții persoanelor respective, dar nu spui așa ceva în niște comentarii și până la urmă urmii, pentru majoritatea femeilor, cred că e o fericire să aibă soțul alături de creșterea copilului sau mentalități extrem de proaste, deși înțeleg intenția bună, doamne care erau foarte fericite că ale lor soțuri să stea acasă, dar se exprimau la modul că îmi pare bine că soțul meu poate să stea acasă ca să mă ajute cu copilul. Păi cum să-ți explic? Copilul nu este doar al tău, este și al lui și el nu te ajută cu copilul, el își crește propriul copil. M-am săturat să tot văd mentalitatea asta: îi mulțumesc dragului meu soț că mă ajută cu copilul. Eu nu am copii, dar când o să am și când o să avem, că nu o să-i fac singură, eu nu o să privesc ca pe niște servicii ceea ce face soțul pentru copilul nostru, pentru că copilul este ceva comun, este ceva ce a pornit din inițiativa amândurora, din dragostea amândurora și este un lucru benefic pentru amândoi să avem grijă, să ne implicăm în creșterea lui. Nu o să-i spun mulțumesc că ai schimbat tu scutecul. Nu o să-i spun așa ceva, pentru că nu există. Probabil o să-i spun mulțumesc că ai avut o grijă de copil, cât eu am ieșit cu fetele. Asta da, pentru că mi-a făcut, ca să zic așa, mi-a creat o portiță prin a mă lăsa să stau, cum să zic, să mă relaxez. Probabil și el o să fie la fel. Dar nu pot să-i spun mulțumesc că l-ai hrănit sau mulțumesc că te trezești să-l hrănești. Nu, pentru că astea sunt lucruri normale. Înțeleg femeile care privesc lucrul ăsta ca pe un serviciu adus de soțul lor atunci când soțul lor mai are încă 680.000 de lucruri de făcut, joburi și etăcă și ele nu fac absolut nimic în afară de copil și cu toate astea el se mai ocupă și de copil atunci când le lasă pe ele să se relaxeze. Aici înțeleg perfect. Ăsta e copilul meu momentan. Dar în rest nu înțeleg de ce noi femeile ar trebui să privim lucrurile pe care bărbații le fac. Știu că am abordat un subiect total tabu pe aici și mi-am permis asta pentru că suntem într-un daily vlog și nu sunt mamă și nu am copii, dar am stat foarte mult în prezența altor mame cu copii, în prezența altor copii și tot așa și am auzit fel și fel de lucruri nocive, ca să-i spun așa. Că soțul nu mă ajută deloc cu copilul, păi nu trebuie să te ajute cu copilul, trebuie să-și crească copilul, că e și al lui, nu știu. Oare de ce femeile, după ce nasc, li se pare că copilul este 100% proprietatea și responsabilitatea ei, adică ca mamă, e responsabilitatea ta 100%. Nu înțeleg de ce, pentru că probabil se creează o chestie acolo cu mommyhood. Eu nu suport femeile care sunt genul mommyhood, care sunt 100% chiar și după ce cresc copiii, au 18-20 de ani, nu mai pot, îi pupă peste tot. Părerea mea că trebuie să ai o relație sănătoasă cu ei, să iubești, dar să creezi libertatea aia și spațiul ăla necesar între ei. Eu, cum sunt pasionată de psihologie pe toate planurile, sunt pasionată și în sfera aceasta de dezvoltare a cuplurilor, dar sunt pasionată și de dezvoltarea ideii asta de legătură dintre mamă și copil, tată și copil, părinți și copil în general. Și nu am citit extrem de multe cărți, dar am citit diverse lucruri și urmăresc diversi oameni care văd ce relație sănătoasă au cu copiii sau psihologi.
Sunt și cărți în domeniul ăsta și recomand, dacă sunteți mămici, să citiți. Cel puțin eu am o listă întreagă, în momentul în care eu o să vreau să devin mamă, o listă întreagă de cărți și de lucruri pe care vreau să le ascult și să le fac pentru a fi un părinte normal pentru copilul meu. Nu știu, mi se pare... Bine, am adus aici la faza cu copiii, fiecare își crește copilul cum vrea, dar voiam să rămân la linkul pe care l-am găsit acesta de la Digi24, pur și simplu așa stând pe Facebook, că bărbații vor avea concediu prenatal. Mi se pare normal să aibă concediu prenatal pentru că trebuie să se ocupe de a lor copil, de a lor progenitură, ca să mă explic mai puțin frumos, pentru că este și copilul lor așa cum este copilul tău. Doar pentru că tu îl ții acolo, pentru că așa a fost dat, tu să-l ții și eventual dacă vrei și dacă poți tu să-l alăptezi, mai sar fire de păr pe aici și eu încerc să le prind și tu mă muști în continuare, ok. Doar pentru că așa a fost dat, asta nu înseamnă că el nu trebuie să se implice. Și femeia au impresia că dacă în momentul ăla când copilul crește și e micuț, dacă bărbatul aduce bani acasă e suficient, asta e partea lui de implicare. Nu, asta e partea lui de implicare, asta e o responsabilitate pe care și-o asumă el dacă dorește, bineînțeles, și în urma discuțiilor sănătoase dintre voi doi. Asta e partea lui de responsabilitate pentru că așa a dorit și așa a scăzut voi de acord, dar în rest nu doar tu trebuie să faci, nu trebuie să-i mulțumești și să-l ridici în slăvi la fiecare lucru pozitiv pe care îl faci sau faptul că îl ține în brațe sau din astea. Una e să admiri, alta e să vezi toate lucrurile astea ca pe un serviciu. Deci nu înțeleg și probabil nu o să înțeleg niciodată, dar m-a șocat foarte tare mai mult faptul că femeile... Da, înțeleg cumva, înțeleg că dacă nu ți-ai ales partenerul așa cum trebuie, e posibil să ai frustrări toată viața și să ți le zici în comentarii pe Facebook. Dar m-am amuzat, șocat, dezgustat totodată și am vrut să vă zic și vouă asta în comentarii, pentru că mi se pare că trăim într-o lume nebună de-a dreptul și nebunia asta se afirmă pe Facebook. Dacă nu ai un pic de cultură, nu, mai bine stai, nu mai intra pe internet. Și mi-a plăcut foarte mult totuși că am văzut femei bățoase care au spus lucrurilor pe nume și asta îmi place, lucrul ăsta când îl văd îmi place. Una peste alta o să închei vlogul aici, am abordat și acest subiect, am vorbit și despre film, am vorbit și despre vafe și despre cum am fost eu leneșă zilele astea pentru că n-am avut prea multă energie, bine, mai puțin joi, mai mult joi pentru că ieri am avut foarte multă treabă. Eu mă pun să mă machiez acum și bineînțeles să filmez clipul cu cărți pe care sper eu să-l vedeți mâine și vă las, iar până data viitoare vă pupăcesc și să știți că o să mai filmez daily în care o să mai vorbim un alta, poate mai vorbim în clipuri despre subiecte în acestea tabu, dacă aveți voi să-mi scrieți și să știți că nu am uitat de clipul pe care mi-ați tot spus să-l facem, cel cu anorexia, nu am uitat, o să vină cât de curând. Gata, v-am pupăcit, pa!